Hei, găgășici! Bine v-am regăsit la un nou episod de Sims! Sims 4 cu Dia Gaming, cu Florentin Hriscu Gaming, cu Alma Gaming, cu Shazi Gaming și Teddy Gaming. De ce pare așa de plictisit? Dar nu sunt plictisit, am vrut să fac o introducere mai specială. Tu vezi ce avem aici în grădină? E ce pufoasă și azi? Da, știu. Nu te credeai, învățat să faci cocktailuri? Da. Dar îți place cum am făcut aici, zona asta? Te rog, spune și tu, ce ai făcut aici? Da, știu că am zis că nu mai fac nimic fără voi, dar nu mă pot abține, Flo, adică toată ziua joc Sims. Da, ca să vă explic, Dia stă aproape toată ziua și toată noaptea, acum fără exagerare, nu că exagerare sau ceva, dar stă câte ore pe zi stai? Nu știu, trec repede orele când mă joc Sims. Da, mai ales noaptea, 6 ore pe noapte. Cam așa. Wow, deci trebuie să apreciați chestia asta și abonați-vă dacă nu v-ați abonat. Cine mai stă așa? Cine? Așa e. Ok, deci ce facem azi? Mai întâi o să vreau să facem niște setări pentru că am umblat eu puțin pe la setări și după aia nu se aude prea bine. Așa că o să pun puțin. Dar bine că n-avem treabă, doar vreau să dau audio mai maxim aici ca să se audă toate efectele și toate chestiile astea și gata. Gata? Și s-a rezolvat. Am terminat? Da. Vreau să facem dansul focului, să văd cum e. Dansul focului? Da. Hai să ne vedem. Punem și căștile, să vedem, să auzim. Da, să vedem cum e dansul focului. Dar vezi că e dat pe... Da, știu, dar de ce nu merge? Mamă, se aude focul, tu auzi? Și fel se aude, frate, focul. Uite, faci dansul focului, hai să vedem cum îl faci. Hai să vedem cum e dansul focului. Da, unde pleci? La dansul focului. A, uite. Wow! Nu te cred! Flo! Mamă, ce mă pricep! Ce bun ești! Mamă, îți dai seama dacă am avea o casă așa cu asemenea grădină, nu ne-am plictisit în veci? A, dar știu cum se cheamă asta, știi cum se cheamă? Se cheamă poiuri. Nu știam. Așa se cheamă. Este chiar un sport. Nu știu dacă este declarat sport, dar este o activitate. Dar cât e de tare! Și acum să te lovești și să pici. Eu. O, dar ești bun rău. Stai nentat, ce să mai. Ok, am zis că facem uci drăguț Alma cu Natalia acolo. Cât de drăguț. Dar eu acum am văzut că nu avem margine la... Aici, la marginea asta, nu cade? Uite, s-ar putea să cadă. Aici, așa. Eu zic să pui un gard aici. Aia, dar nu cade nimeni. Ia uite, e așa. Dar se vede mai frumos. Ok, știi ce vreau să fac? Ce? Să facem o petrecere, să facem un eveniment. Cea mai mare petrecere din lume. La piscină. Păi am zis că facem o petrecere pentru fica noastră care a crescut și de ziua ei și cu ocazia grădinii. Start an event. Incognito, ne. Black and white, ne. Birthday party? Nu. Wedding? Baby shower? Cava party? Ce-s astea? Nu știu. When you roast. Care să facem? De ce trebuie să fie toate bifate? Asta, ca să se joace copii, poate vin mai mulți copii. Da. One request. Ai doar unul, maxim 7 poți să inviți. Păi ce faci, mă inviți doar pe mine? Host. Da. Și aici sunt invitați. Dar n-avem copii. Să invităm. Ok, nu merge ăsta, n-avem copii. Ok, care petrecere să facem? House party. Hai să facem house party. Nu? Da. Dar crezi că trebuie să fie toate alea bifate acolo? Da, cred că da, stai. Crezi? Da. Eu nu cred. Pe cine invităm? Pe, nu știu, pe unii pe care cunoaștem cât de cât, nu pe oricine. Stai, amândoi să fim... Merge să fim amândoi? Că, da. Ok, noi suntem host. Organizatorii, da, o invităm și pe fiica noastră, logic. Pe prietenii noștri. Uite, da, e fiica ei, vezi ce a crescut? Wow! Da. E roșcată ca ea. Aha. Fără vampir, te rog frumos, cum am spus de vampir. Dar nu mai prea avem pe cine să invităm. Păi atunci, nu pe fără vampir. Hai și pe aia și pe aia, uite și pe Aiden ăla. Așa. Uite, mai sunt și aici, pac, 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 pac.
Ăla nu-i vampir? Nu-i vampir. Nu, nu știi că e Jonathan. Ah, dar maxim 15 poți, ai grijă. Păi și cât s-am băgat? Nu știu, ia vezi. 1, 2, 3, o să ne zică noi. Am pus 12. Hai că e ok. Ok, trebuie să angajăm un aici. Un entertainer, e ok. Okay. Click to invite a mixologist. A, pentru cocktail și bucătar. Și să ne facă mâncarea, da. Perfect. Mai putem pune pe cineva. Da, mai punem încă 3. Uite, ea nu venea. 2 și 3. Uite, prietenul noastră. Perfect, da. Gata. Fără vampir. Ok, dar oricum nu mergea. Perfect, gata. Gata. Doamne. Dar ce stresat ești. Stai, alege. La noi e casă, da. Hai că vin acum. Hai să-i vedem cum vin. Trebuie să facem să fie o petrecere de succes acolo sus, ai văzut? Mm-hmm. Că avem și timp. Hai să vedem. Unde au venit toți? Ați venit sau n-ați venit? Unde sunteți? De ce nu vine nimeni? Uite că-i vin. Dar așa greu? Da, asta e. Stă tocmai în vârful muntelui, ce vrei acum? De ce trebuie să cochetăm cu cineva? Flirt? Da. Da, poate între noi. A, poate. Dar nu vine nimeni? Dar vezi că poate deja în curte. Nu sunt. Te-ai îmbrăcat la costum, dar și, și eu. Și tu, și tu și fiica noastră s-a îmbrăcat frumos. Wow! Ia uite. Chiar? Amu, ce vrea pitica? Eu te s-a băgat sub ăsta. Exact cum face și în realitate. Cum face și azi, și azi face așa. Da. Uite, hai să-i dăm un treat. De ce nu vine nimic? I-am dat un treat. Unde-i Shazi? Vezi dacă au venit ceilalți. Shazi în piscină. E după. Ce face acolo? A răsturnat gunoiul, măi? A răsturnat gunoiul? Da. What? Amă, Shazi, măi. Of, doamne, ia uite-și pe Teddy. Pe bune, se pune în gunoi, tipic lui. Ok, n-a venit nimeni, pe bune? Dar vezi, du-te acolo, uite, ei, măi, dar ei se duc în casă, veniți aici, jur. Se duc afară, uite. Scuze. Wow. Dar să nu mai pun pe repede înainte. Hai să vedem. A venit cocktailul. Trebuie să socializăm, nu? Da. Practic tu, acum că ești aici. Hai, socializează party, și tu. Party. Mulțumește că a venit. Dă-i cu party. Uite. De ce nu vorbești? Eu nu vorbesc cu oricine. Aoleu, vedeto, dar tu vezi că nu vorbești? De ce? Nu știu. Nici măcar cu tine? Dar eu nu sunt aici. Thanks for coming. Uite că lumea se distrează în orice caz. Uite, s-a băgat la piscină pe ăla. Da. Asta vorbește cu fetița. Dar de ce nu mă lasă să vorbesc? Nici pe mine. Nu știu de ce. Ăștia sunt pe aici prin casă. Au intrat și în casă, n-au nicio treabă. Dar e greu să te ții după toți. Ăsta s-a pus la calculator? Da, așa se pare. Băi, frate, uite, ăștia sunt bucătărie, se servesc, nicio problemă. Doamne. Uite că ar fi trebuit să comandăm ceva pizza, zic eu. Dar asta e fiica lui prietenul nostru, ia uite. Da. De ce nu merge? Dar ce mă nervează că mereu mă dă în sus, așa. Se plictisește. E nervoasă. Ei, na. Uite, hai că socializează, uite. În sfârșit. Da, domnul. Ne apare ceva acolo? Doar o socializare. Da, doar una din 12. De ce i-am zis lui aia? Din greșeală. Băi, nu ești o gazdă prea bună. Da, uite, mai vorbește cu ea. Cine mai e pe aici? Vorbește și cu asta. Dar de ce fan? Că nu e fan? Doar vă cunoașteți de atâta timp. Uite, sunt aici și socializez și eu. Uite, ai 3 din 12, ok. Hai să vedem ce mai trebuie. Trebuie să dansez. În același timp? Have seems... Ok. Hai să dansăm. Pe cum dansăm? Ask to push, nu? Cât de drău. Uite, eat food, 2 din 4, e ok. Păi au mâncat alții pe acolo. Dar știi, ar trebui să comand niște pizza. Uite, am mai venit alții. Ar trebui să vină și ăștia, stai să vedem dacă putem să-i chemăm. Nu, dar așa e superstar. Da, e superstar. Superstar.
Nu ala, Dia Gaming. Ai, de ce merge așa? Dar de ce? De ce nu vine nimeni? De ce eu am apăsat pe asta să vorbesc cu asta și nu mă lasă? Păi nu-i place, nu o cunoaște. Uite și păi de ce merg așa cocoșați? Nu știu, dar se termină timpul și nu prea vorbim cu nimeni. Ne s-obosiți, probabil. A, de asta. Aaa, s-obosiți? Aaa, sfârșit. Mai vorbești și tu cu asta. Salut, ce mai faci? Semnează-i un autograf. Mamă, dar ce nervoasă să uite la tine. Trebuie să vă mâncăm tortul. Azi terminăm și noi petrecerea asta cu succes măcar. Da, hai să... Dar trebuie să fac un tort. No. Păi trebuie să fac. Flirt, dă-i flirt cu cineva. Dar de ce? Păi să o facem și pe asta mai repede. Că da, dar cu cine să faci? Dă-i între noi, nu merge. Nu știu, stai să vedem dacă te poți împrieteni. Take selfie? Nu. Sau măcar să mai vorbesc, să mai socializăm cu 12 din ei. Hai să mă duc să fac un tort. Nu? Și să comand o pizza ar trebui. Dar se termină timpul. Nu mai avem timp. A luat foc ceva aici. Uite mă, ăștia dau foc. Bă, frate, ăștia dau foc aici. Ești nebun la... Doamne. Dar nu mai avem timp și o să fie o petrecere dezastru. Dar nu te poți ocupa de toate. Dar prea mult. No, eu am impresia că faza e că am invitat prea mulți. Și probabil de aceea... Uite-te din cum doarme. O, te doarme exact așa și în realitate. Da, da, nu mai avem timp. Nu mai avem timp, sunt prea... A, uite. Nu te cred, am reușit? Da, păi s-au distrat oamenii. Perfect. Dar ceva pute aici, ce pute? Uite, a, farfuriile. Bine, toată lumea acasă, a fost o petrecere de succes, sper că v-ați simțit bine, nu uitați. Mâine la aceeași oră ne vedem cu o petrecere și mai și sper să nu mai veniți. Hai măi, nu fi rău, uite, pleacă toți. Hai, buște acasă toată lumea. Ce zi, obosit sunt, vezi? Mamă, dar ați petrecut, nu glumă. Hai, buște acasă toată lumea, nu mai mâncați mâncarea noastră. Ok, știi ce voiam să facem? Noi doi la piscină. Tu ce faci cu asta aici? A, da, chiar cine asta? Confident. Nu știu. Dar vă înțelegeți cam bine, nu-mi place, vreau să o bat. U lua foc grătarul! Oh, ba nu, stai. Poți să-i zici să plece? Da. Cred că... Așa, fiind în fat, Flo, fiind în fat. Mersi, mersi. Măi, dar ce tare e piscina asta. Dă-ți seama să fie, avem și una realitate exact așa de frumoasă. Și noaptea să notăm. Da, dar și grădina. Poți să pui lumini la piscină? Pot. Ai putea să lumineze piscina. Da, uite, știi ce vreau să te pun să și te dai pe leagăn? Pe mine? Da, pe tine. Ups. Ia vezi, mai este ăla care aia care face cocktailuri. Nu, nu mai aplicat? E nimeni. Da. Și nici măcar nu ne-a făcut cocktail. Da. Eu unde sunt? A, spăl vasele. Spăl vasele în rochie, frate, pe bune, în rochie asta de 1000 de euro, tu speli vasele? Da. Ce are? Doamne. Uite, ce are Teddy? Ce are Teddy? Nu știu. Se scarpina, se joacă. E trist, mă. De vezi ce? E trist. De ce e trist? Nu știu, dar e trist, băiatul. Ți se pare că e trist? Da, uite la fața lui. Nu mi se pare. Ba da, apasă pe ea. Poate trebuie să fac o baie? Nu că nu-i murdar. Nu știu ce are. Plânge. Uite, îi dăm treat. Hai să-i dăm treat. A, uite, și azi vrea la baie. Da, trebuie să dea afară. Da. Deschide ușa. Am pus o dau și pentru și azi, dar sper să nu faci în casă. Dar sunt cu Teddy la baie. Acum vrea și Alma. Eu fac poze acolo. Dar okay. Unde sunt eu? Uite, nu ai văzut că a trecut pe lângă tine, uite. Ha, l-am îmbrățișat pe Teddy. De ce luminează așa Teddy? Teddy? Nu luminează. A, nu? Ok, vezi că Alma vrea afară. Acum? Haide. De ce s-a zis? Go potty? Ca să meargă la baie. Oh, vrea afară. Da. Vrea afară. Nu poate să meargă, de ce? Trebuie să o trimit eu? Da, din câte văd. Stai să văd unde pun. Unde pun? Ai apăsat pe ea? Nu, stai. A, trebuie să o duc la plimbare. Please go on walk. A, ok. De ce tremură, tu vezi? Da, vreau afară. Uite, e fericită. Vezi? A, e fericită, mă. Ok, tu unde ești? Fac poze. Oh, fica noastră. Am uitat de ea. Sunt atâția, doamne, doamne. Da, data viitoare când mai facem petrecerea asta, nu mai chemăm așa mult.
Că nu putem. N-ai văzut cât de bine am ocupat de unul? Da, dar nu știu de ce, parcă se bloca și nu merge. Ia să vedem dacă poți să te dai pe leagă. Swing, uite. Ia, cum te dai tu Ia să vedem, ca un copil. Nino! Woohoo! Oh, cât de tare. Wow! Poți să mă dau peste cap? Nu cred. A, te dai maximum? Da. Știi ce voiam să mai încercăm? Uite. Ia să văd cum se dă. Nu cred că se dă, doar se pune acolo în vârf. Doar să nu cadă de acolo. Nu cade. Uite că se dă. Pe unde a căzut? Hai și pe aici. Hai și pe acolo. Ok, mai era ceva ce voiam să văd aici. La asta. Nu știu dacă merge. Ia să vedem ce avem noi aici. A, uite, poți să schimbi și culoarea focului. Să-l faci... ce culoare vrei? Light blue. Ia să vedem cum se schimbă. Wow! Las-o așa că arată prea tare. Wow! Și mai avem dance. Ia, cum dansezi? Asta e dansul tău? Ia uite mă, ce rup stilul. Da. Mișcă-te pe beat, da. Flow, și mai era încă ceva. Play. Cum te joci cu focul? Hai să vedem. Păi n-am făcut aia fire dance. Nu. Asta e joc cu focul. Serios? Te arzi? Nu te arzi. Nah. Nu te pricepi. Da, deci avem dance, hangout, atâta. Atâta. Ok, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare gogoșică și noi ne vedem mai târziu cu un nou episod de Sims. Salutare!